eram grânarul Europei. Este da. Iarăși o poveste pe care nu o pot cataloga decât ca naivă și neacoperită de adevăr. Deci n-am fost grânarul Europei niciodată în istorie. Am fost exportator de cereale în diverse țări europene cu o pondere care era relativ mare a exporturilor din totalul producției românești, dar relativ mică din consumul, sau nu mai vorbim din importurile diverselor țări europene unde exportam noi cereale, niciodată cerealele românești n-au fost majoritare pentru niciunul dintre state. Din consumul acelor societăți încă și mai puțin. Pentru că ei nu consumau numai ce importau, uneori consumau și din producția lor proprie. Și atunci ponderea în consumul lor e mai mic. Și atunci discutăm în ce termen vreți, fie că discutăm de Belgia, fie că discutăm de Marea Britanie, fie că discutăm de Franța, sau n-are importanță. Sau discutăm, punem toate țările acestea occidentale la un loc și măsurăm ponderea exporturilor românești sau respectiv importurilor lor din România la decerale în raport cu fie importurile lor totale, fie în raport cu consumurile lor totale. Și discutăm de câteva procente. Deci, grânarul Europei este o metaforă foarte frumoasă și foarte înșelătoare.